Astăzi, liderii PSD și PNL ar trebui să ajungă la un consens cu privire la calendarul alegerilor din acest an. Depășirea termenului ar face imposibilă organizarea alegerilor comasate din punct de vedere legal. Potrivit unor declarații făcute de premierul Marcel Ciolacu în data de 9 iunie, avem o singură rundă de alegeri atât pentru europarlamentare cât și pentru locale, dar sunt șanse foarte mici ca alegerile parlamentare din această toamnă să fie comasate cu cele prezidențiale. În plus, nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la participarea celor două partide sub umbrela unei alianțe electorale sau a unei alianțe politice. Nu este o negociere pe funcții. Sunt două programe de armonizat, fiindcă categoric vom veni cu un program. Este o cale foarte clară împotriva extremismului din România, care există în acest moment și trebuie să recunoaștem acest lucru, și vom vedea și percepția românilor. Asta înseamnă că este una dintre soluții, este o alianță electorală sau o alianță politică care va da stabilitatea României. Ce șanse sunt să vedem și o comasare a legilor parlamentare cu prezidențiale? Foarte mici.